citim cuvântul Domnului dintr-un loc din Evanghelia după Luca. M-am bucurat să văd că în biserică la dumneavoastră nu este lipsă de Biblie, nu? Și că aveți fiecare dintre dumneavoastră Biblia cu dumneavoastră. Micuțul are, care ți-a dus la binecuvântare. Vă invit să stăm ridicați și din Evanghelia după Luca, capitolul 22, vom citi cuvântul Domnului cu începere de la versetul 31. Să ascultăm. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Continuăm citirea cu versetul 39. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a îndepărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți din tristare și le-a zis: pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Locul din Scriptură pe care l-am citit relatează un dialog pe care Domnul Iisus l-a avut cu unul dintre cei mai apropiați ucenici ai Lui, cu Petru, Simon Petru. Pasajul se încheie prezentându-ne agonia, rugăciunea tulburătoare, insistentă, lupta pe care Domnul Iisus a avut-o în rugăciune și, dezonorant pentru noi ucenicii Lui, a avut-o singur, fără ajutorul nostru, deși l-a cerut. L-a cerut. Mie îmi sunt drage cuvintele Domnului Iisus. În Biblie găsim la Apostolul Pavel un text în care el vorbește despre învățăturile sănătoase, așa este expresia, învățăturile sănătoase ale Domnului Iisus. Am răsfoit Evangheliile ca să caut aceste învățături și am găsit foarte multe și foarte frumoase. Imperative, poruncile lui Iisus. Spre exemplu, una dintre ele: vină după mine. Este o poruncă. Vină după mine. O alta: bucurați-vă în încercări. O alta: nu vă îngrijorați de nimic. Și apoi: întoarce și obrazul celălalt. Sau: împacă-te cu fratele tău. Sau: iubiți pe vrăjmașii voștri. Sau: du-te și fă și tu la fel. Sau: spălați-vă picioarele unii altora. În dimineața aceasta, porunca: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Vom avea în atenția noastră această zicere a Domnului nostru Iisus și anume: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. M-am bucurat foarte mult să văd că în adunarea dumneavoastră Dumnezeu a lăsat o vreme de cercetare. Slăvit să fie Domnul pentru ea. M-am bucurat să
simt bucuria Duhului de rugăciune pe care dumneavoastră l-ați primit de la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dar iată acest cuvânt care vine în fața noastră tocmai într-un moment de culme spirituală. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. De ce are acest cuvânt? Ce vrea Domnul nostru Iisus pentru noi, ce a vrut pentru ucenicii Lui cu acest cuvânt? Această poruncă a Domnului Iisus este foarte importantă. Ea nu trebuie să fie neglijată. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, a spus Domnul Iisus. Până să ne uităm la detaliile, semnificației acestei porunci dată nouă de Domnul nostru Iisus, trebuie să observăm împrejurarea în care Iisus Hristos a rostit această poruncă. Vă rog să observați că împrejurarea este o împrejurare de culme spirituală pentru ucenici. Nu este o împrejurare de ispită, nu este o împrejurare de încercare, nu este o împrejurare de cădere și de slăbire spirituală. Nu! Ei erau pe val, erau în culmea spiritualității. Au umblat cu Iisus câțiva ani. Au luat de la El învățăturile. Au primit de la El putere, autoritate. Au văzut goniți prin puterea lui Dumnezeu, rostită prin vorbele lor, demoni. Au umblat cu Iisus prin furtuni, au mâncat din pâinile mulțite. În partea finală a misiunii au intrat triumfător în Ierusalim. Acolo au văzut din nou lucrările Domnului Iisus. Ultima seară a fost punctul culminant al apropierii lor de Domnul. Iisus le-a vorbit pe față lucruri pe care nu le-a auzit niciodată. Unul dintre ei a exclamat zicând: Doamne, acum toate ni le spui fără nicio pildă, pe față. Se întâmplă ceva. Acolo Iisus le-a spălat picioarele. Acolo s-a rugat pentru ei cum n-a făcut-o până atunci. Rugăciunea din Ioan capitolul 17. Tot în acest moment de culme a spiritualității lor, Iisus le-a vorbit despre Duhul pe care urmează să-L primească. Iar apoi a făcut un gest care i-a dus mai aproape de Dumnezeu decât au fost ei vreodată. A luat pâinea, a rupt-o, a luat roduviței, binecuvântat, și le-a împărțit lor, zicând: luați și mâncați. Ca apoi să încheie zicând: voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția, după cum Tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Așa s-a încheiat seara. Îți poți dori mai mult? Poți oare să aștepți mai mult de la o părtășie cu Domnul și cu frații? De observat este că porunca rugați-vă ca să nu cădeți în ispită este dată în acest moment. De mare spiritualitate, de mare înălțare sufletească. Ce ne spune această poruncă? În primul rând, porunca aceasta arată că fiecare om este vulnerabil la ispită. Această poruncă scoate în evidență adevărul că fiecare om, și noi, fiecare om este vulnerabil la ispită. Prin cuvintele spuse de Iisus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. El pune în evidență această slăbiciune, această vulnerabilitate pe care o avem cu noi, o avem în noi, această dispoziție nebănuită, ascunsă în firea noastră omenească, care ne face vulnerabili la cădea în fața ispitelor. Nu există doar riscul, există certitudinea că acest risc este prezent. Suntem vulnerabili la ispită. Fiecare om este vulnerabil la ispită. Iisus a spus lui Petru: Simone, Simone,
Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Eu m-am rugat pentru credința, m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, a zis Petru, pe culmea spiritualității lui fiind, pe val fiind, eu? Nu. No. Eu sunt gata să merg cu tine chiar și în temniță și la moarte. Petru a fost sincer. Iisus însă a știut ce se ascunde în el. Cum știe ce se ascunde și în noi. Și a spus, roagă-te ca să nu cazi în ispită. Roagă-te ca să nu cazi în ispită. Nu roagă-te în modul general ca să nu cazi în ispită, ci roagă-te cu țintă, cerând lui Dumnezeu, Doamne, eu am în mine o slăbiciune, eu am în mine o vulnerabilitate, te rog frumos, nu mă lăsa pradă acestor slăbiciuni, păzește-mă să nu cad în păcat, să nu cad în ispită. Nu roagă-te abstract ca să ți se deconteze în contul să nu cazi în ispită, ci roagă-te focalizat, caută-ți slăbiciunile, cercetează-ți inima, vezi unde sunt vulnerabilitățile, stai înaintea lui Dumnezeu cercetându-te, cerându-i, veghează. Roagă-te ca să nu cazi în ispită. Adevărul este că în firea noastră pământească există vulnerabilități. Există zone de slăbiciune. Există câmpuri fertile pentru ispită, pentru păcat. Avem asemenea lucruri. Există, cum să zic, riscul de a ne simți tari. Și tocmai când ne simțim tari, atunci suntem cel mai vulnerabil. Așa a fost și Petru. Că ispitele acestea sunt semănate în firea noastră pământească, Iacov confirmă. Iacov, capitolul 1, versetul 12 la 16, auziți ce scrie. Ferice de cel ce radă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, atenție vă rog, ci fiecare este ispitit când este atras de cine? Când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Iată dar pericolul. În natura noastră omenească, în firea noastră pământească, este semănată această sămânță a răului. Ea a fost pusă acolo prin puterea păcatului și acum există în noi. Ne-am născut cu aceste lucruri. Le avem în noi. Și așa aș vrea să vă spun că botezul cu Duhul Sfânt nu elimină această fire pământească. În firea noastră pământească sunt ascunse pofte, sunt ascunse ispitiri, vulnerabilități și slăbiciuni teribile, care stau în firea noastră omenească ca niște monștri, ca niște balauri grozavi care s-ar putea să fie legați, înlănțuiți. În mitologia grecească erau așa numiți hecantoniri, erau așa numite un fel de balauri, ființe supraomenești, care erau legate în temnițe, în închisori, în adâncul pământului. Așa își imaginau grecii lumea subpământeană. Dar la un moment dat un pământean putea să intre în cavernele acestea ale adâncului și de acolo deschidea temnița. Elibera fiara, care era neputincioasă atâta timp cât stătea în temniță. Dar cel neglijent, cel care a dorit să se dea grozav, a mers în adânc, a deschis temnița, a trezit fiara și fiara dezlănțuită a ieșit la suprafață. Nimeni n-a mai putut aduce înăuntru.
a făcut avacii. Exact așa este și cu firea noastră pământească. Exact așa. Pavel spune în Roman 13:13, să nu purtați grijă de firea pământească, de ce? Pentru ca să-i treziți poftele. Cu alte cuvinte, Pavel spune, aveți de grijă să nu hrăniți firea pământească. Aveți de grijă să nu stimulați firea pământească. Aveți de grijă să nu umplați la acele temnițe închise în care stau înlănțuite pofte grozave nebănuite. Ascunse în tine. Ai grijă. Apostolul în Coloseni 3:5 ne spune că în firea noastră pământească sunt aceste mădulare grozave, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Toate acestea, toți acești sâmburi, toate aceste semințe ale râului, aici sunt. Le porți în tine. Dați-mi voi să vă spun că această fire pământească, păcătoasă, nu moare chiar dacă o pui pe cruce. Se scutură și se mișcă cu toată forța ei, căutând să se dea jos și să preia control. Și nici nu îmbătrânește. Maria Egipteanca a fost o femeie de slabe moravuri. Într-o zi s-a întâlnit cu un om al lui Dumnezeu, cu Macarie Egipteanu, care a vorbit despre Iisus. Femeia s-a întors la Dumnezeu. A fost eliberată de rău, de păcat. Și l-a slujit pe Dumnezeu cu curăție. Dar a băgat de seamă că între oameni are mari greutăți. Vechile ispite o tulburau rău. Și atunci a hotărât să se retragă în pustiu ca să scape. A rămas acolo vreo 30 de ani. După 30 de ani, Macarie a întâlnit-o. Nu mai arăta ca altă dată. Arăta, ar fi putut stâni o ispită pentru nimeni. Și a întrebat-o, Maria, mai dechinuie ispitele? Știi ce a spus? Se luptă cu mine ca fiarele. Și a spus. Firea pământească nu îmbătrânește. Corpul îmbătrânește. Când Pavel zice, fugi de poftele tinereții, să nu creadă cineva că acest cuvânt este numai pentru tineri. Acest cuvânt este pentru toate vârstele. Omul e bătrân. Da, luptele sunt ale tinereții. Cuvântul rugați-vă ca să nu cădeți în ispită atrage atenția asupra acestei zone de vulnerabilitate. Asupra faptului că există în firea noastră omenească sensibilități și că niciunul dintre noi nu este imun. Țineți minte asta. Niciunul dintre noi nu este imun. Petru era mai vulnerabil decât s-a crezut. N-a bănuit ce se ascunde în firea lui pământească. A făcut declarația, cu tine, Doamne, merg și în temniță, și la moarte. Ca peste 4 ore să se blesteme că nu-L cunoaște pe Iisus. Ce ziceți? El care înainte cu 5 ore a luat cina împreună cu Iisus. Grozav. În contextul acesta, frați și surori, vine porunca, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Învățătura Domnului nostru Hristos are menirea să ne facă să ne trezim și să veghem. Pentru că, în al doilea rând, această poruncă lăsată de Domnul Iisus pune în evidență o altă realitate.
Și anume, pentru fiecare om vine un ceas al întunericului. Pentru fiecare om vine un ceas al întunericului. Porunca rugați-vă ca să nu cădeți în ispită este rostită de Domnul Iisus în această împrejurare. Ca așa stau lucrurile, aduceți-vă aminte ce a zis Domnul Iisus. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Iisus n-a spus, cererea lui a fost respinsă. Nu. Din felul în care Mântuitorul vorbește, se înțelege că Dumnezeu a acceptat cererea. Diavolul a zis, dă-mi pe mână, lasă-i în ciurul meu și o să-i scutur bine să văd ce se alege de ei. Și Dumnezeu a zis, să fie așa. Să fie așa. Iisus, știind ce se întâmplă, îl asigură pe Petru de toată susținerea lui. M-am rugat pentru tine. M-am rugat pentru tine. Mai mult, l-a avertizat. Ai grijă. Te găsești pe un teren mișcător, ai ajuns într-o zonă, te apropii de o ceață în care vei intra, o ceață întunecoasă. Se numește ceasul întunericului. Roagă-te ca să nu cazi în ispită. Pentru fiecare om există asemenea ceas. Pentru Iisus a fost pustiul în care a postit 40 de zile, Ghețimanii cu crucea și cu tot ce a presupus ea. Și pentru noi vine. Apostolul Pavel în Efeseni 6 cu 13 vorbește despre această realitate, zicând următoarele cuvinte. De aceea, înainte de asta, el spune că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ca apoi să zică, de aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Există o zi rea. Ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Există o zi rea. Există un ceas al întunericului. Pe Lot, ceasul întunericului l-a găsit în cearta lui cu unchiul său Avram. În momentul acela de tensiune, Avram a zis, trebuie să ne despărțim. Alege unde vrei să mergi. Muntele sau câmpia, în ceasul întunericului ispitelor sale, Lot a zis, Sodoma. O decizie care a schimbat irreversibil viitor. Pe David, ceasul întunericului l-a găsit. Interesant, și pe el pe culmile biruințelor. A mers din bine în bine, din bine în bine, din biruință în biruință. Puterea i-a crescut, influența i-a crescut, teritoriul i-a crescut. Oștenii erau pe front ca să lupte pentru el, să aducă mai multă slavă tronului său. S-a simțit stăpân pe situație. A lucrat să-și formeze o echipă de oameni care să le reprezinte cu cinste. Și când toate lucrurile erau așezate, a zis, eu pot lua o pauză acum. Am oameni pe care mă bazez. Și-a rămas acasă. În culmea succesului său fiind. Și deodată a venit ceasul întunericului. Când ziua a venit, ziua aceea, a început foarte bine. A bănuit David cum se va sfârși. În după masa aceea s-a ridicat, s-a dus pe terasa casei, scotesc povestea nevasta lui Urie Hetitul. Sfârșit tulburător, ceasul întunericului. Pe Goliat l-a bătut, pofta n-a putut o bate. David. Iosif, în schimb, a fost altfel. Și el avea fire pământească. Numai că Iosif a fost acel om care a vegheat. Nu s-a lăsat, l-a mărturisit în pribegia lui pe Domnul și că nevasta lui Potifar, mânată de forțe demonice care guvernau ceasul întunericului, s-a năpustit asupra lui
cu provocări indecente. N-ar mai avea neamuri, nevastă lui Potifar și urmași. Dar mă tem că are, până și în generația noastră. Iosif n-a cedat, dar ceasul întunericului a fost acolo. Și la Iov a fost ceasul întunericului. Ispita aceea, lupta aceea grozavă, încercările prin care a trecut. El nu s-a lăsat. Saul, ispitit de populism, ispitit de dorul după influență și putere, a căzut. Ce vom spune de Gehazi? Și omul acesta a fost pe culmea spiritualității sale. Să vezi, să auzi că Dumnezeu e cu tine, că e cu neamul tău, că mărturisește, confirmă pentru tine. Naaman a fost vindecat acolo. Lepra de pe el a fost îndată la o parte. Dumnezeu și-a slăvit numele. Naaman s-a întors la Elisei să-l copleșească cu daruri. Și Elisei a zis, nu, nu. Generalul s-a dus, având cu el pământ din Țara Sfântă, ca să se închine numai lui Dumnezeu. Și deodată ceasul întunericului i-a copleșit mintea lui Elisei, lui Gehazi. Știți ce a făcut? Există acest risc, oameni buni. Există un ceas al întunericului care poate să vină peste noi. Pe Anania și pe Safira, știți unde au prins? Tot pe culmea succesului. Era o biserică primară. Dumnezeu boteza cu Duhul Sfânt în valuri acolo. Un mare har era peste toți. Dumnezeu a mișcat inima bisericii spre generozitate. A fost o simțire frățiască, o trezire spirituală nemai auzită. Și exact acolo, ceasul întunericului a venit peste această familie. Și ce este interesant de observat este că nu e ispitit să fure bani, nu e ispitit să corvească, nu e ispitit să se certe cu nimeni, ci e ispitit în gândul lor de a se jertfi. Asta e. A putut bănui acest bărbat, această femeie, ce mizerie de vulnerabilitate stă ascunsă în natura lui, a ei? Și o zis, hai să ascundem o parte din bani, zicem că i-am dat pe toți. Și cum s-a sfârșit? Există un ceas al întunericului și pentru noi, frați și surori. În ceasul întunericului sunt alte legi. Ceea ce poate fi învins în zilele tale bune și ceea ce poate fi învins ușor în zilele tale bune pare un munte greu de trecut în ceasul întunericului. Și gândim la Petru. Ce i s-a întâmplat de fapt? Care a fost problema? A stat la foc. S-a ținut pe urma lui Iisus intrând până și în curtea marelui preot. L-a introdus prietenul lui, colegul lui, Ioan. A intrat în curte. Mai încolo Iisus era batjocorit, el s-a pus la un foc. Și a venit o doamnă. Nu era doamna casei. Nu era nici măcar o femeie liberă. Era o sclavă în curte. Se uita la el. O zi, eu te știu pe tine. Și tu ai fost cu el. Ce ziceți dacă Petru se ridica în picioare și aș punea mâna așa în buzunar, sau știu cum, se uita așa la ea și zice, Doamnă, ce-a spus? Păi, te-am văzut cu Iisus. Și ce dacă? Vedeți că aveți treabă. Mergeți că vă așteaptă îndatoria. Da, am fost cu el, Doamnă. Mergeți că aveți de lucru. Ce credeți că spunea Doamna? Păi, să fii sănătos. Ce putea să-i facă? Era sclavă. Dar era ceasul întunericului. Ce ziceți? Ispita asta ar fi putut să o învingă 4 zile înainte? Duminică? În ziua de flori?
După ce s-a risipit mulțimea aceea de oameni și s-a dus fiecare în fiecare de unde a venit. Și Petru a rămas așa, poate într-un moment de singurătate, dacă ar fi venit cineva din mulțime să fi spus: Domnule, parcă vă știu de undeva. Nu erai și tu cu o creangă de aia în mână când ai zis: binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului? Ce zicea Petru? Pe cum să dau? Fost! Nu era ceasul întunericului. Acest ceas al întunericului este o vreme de intensă, intensă ispitire. Vreme în care Dumnezeu alege să-și tragă mâna, să stea ușor deoparte, să ne lase în ciurul celui rău ca să fim scuturați, tulburați, ca să vadă apoi ce e în inima noastră. Despre Ezechia, care a fost lăsat singur în ceasul întunericului, Dumnezeu a zis: când au trimis căpetenile Babilonului soli la el ca să-l întrebe de minunea care pusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Iar mai târziu, când Iisus ne-a învățat să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, a zis: să rugați pe Dumnezeu să nu vă lase acolo. Și nu ne duce pe noi în ispită, asta înseamnă. Doamne, nu ne părăsi lăsându-ne singuri în ispită ca să vezi ce avem în inimă. Nu ne lăsa. Asta e rugăciunea. Și tot despre aceasta este vorba și când a zis Iisus lui Petru: roagă-te ca să nu cazi în ispită. Există acest ceas al întunericului. Dați-mi voi să vă întreb, știe careva dintre noi ce poate să aducă ziua de mâine? Are cineva dintre noi certitudinea că nu o să vină o împrejurare grozavă și de necontrolat? Mâine? Azi? Nimeni nu poate ști. Poți începe ziua foarte frumos și o poți sfârși tulburător de rău. Tocmai pentru că așa stau lucrurile, Domnul nostru a spus: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În al treilea rând, această poruncă, această zicere a Domnului nostru Iisus pune în evidență un adevăr foarte frumos, încurajator, aducător de speranță. Și anume, Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să ieșim biruitori în ceasul întunericului. Dumnezeu a pregătit un mijloc ca să ieșim biruitori în ceasul întunericului. Acesta este adevărul aducător de speranță și glorios, slăvit să fie Domnul. Amintiți-vă că Iov a fost lăsat în ciurul celui rău și diavolul ar fi vrut să facă multe, dar Dumnezeu a pus un hotar și a zis: până aici. Până aici. Și n-a putut trece dincolo de hotar. Așa Dumnezeu va pune un hotar, așa Dumnezeu se va îngriji și de noi. El nu ne va lăsa. Iată ce a spus apostolul Pavel, este scris în 1 Corinteni 10 cu 13. În cursul vremii am folosit multe ediții ale Sfintelor Scripturi, multe exemplare, în sensul că luându-mi o Biblie, s-a învechit și după ce s-a învechit, am schimbat-o cu alta nouă. Și când s-a învechit și asta, am luat alta nouă, cum ai vremea să caut alta. Dar în fiecare versiune, în fiecare ediție a Scripturii, exemplar pe care l-am folosit, 1 Corinteni 10 cu 13 este subliniat într-un mod aparte. Asta e ceva aparte pentru mine. Uitați ce scrie: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Slăvit să fie Domnul. Asta e grija Domnului nostru. Asta este protecția Lui. Prin acest cuvânt, Dumnezeu ne asigură că va face pentru noi trei lucruri în ceasul întunericului nostru. Întâi de toate, El ne-a promis că ne va proteja de Satana. Nu ne va lăsa.
Nu ne va lăsa. Dumnezeu apoi nu va permite diavolului să ne ispitească peste puterea noastră omenească. Țineți minte asta. Ne-a spus că nu va permite să fim ispitiți peste puterea îngerilor, ci peste puterea ta omenească. Nu va îngădui, nu va permite Dumnezeu. În fața ispitirilor trebuie să spui așa: pot totul în Hristos. Nu-i peste puterea mea. Pot învinge asta. Când aud pe câte unul zicând: n-am putut să mă abțin. N-ai vrut să te abții. Sau, și o să vedem despre ce este vorba imediat, Iisus apoi, sau Pavel, de la Dumnezeu prin Duhul, ne asigură prin acest cuvânt că în mijlocul ispitirilor noastre, Dumnezeu a pregătit o soluție. Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să ieșim din ispită. El a zis: vă protejez de diavol, nu-i voi permite să vă ispitească peste putere și am pregătit pentru voi o cale de scăpare. Nu-i frumos? Slăvit să fie Domnul. Amin. Numai că aici este sensul cuvântării lui Iisus. Numai că e o problemă. Problema cea mare e că mijlocul ca să biruim ispita, calea de scăpare, nu vine la pachet cu ispita. Să nu ne imaginăm că am avea așa, închipuiți-vă, un plic, a fi zicem, este așa un plic, în el două lucruri. Ispita, ca o travă grozavă care are putere să scurne viața în 3 minute, pus în plic. Și un alt obiect, un vaccin, antidot, pe care scrie cum să-l folosești. Și astăzi vin în plic acasă. Le ții lângă tine și dacă accidental se întâmplă să fii otrăvit de venin, nu-i nimic, deschid repede plicul, scot antidotul și am biruit. Să nu credeți că se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa. Problema este că atunci când ispita vine, vine singură. Când ceasul întunericului vine în toată hidoșenia și întunecarea lui, singur, fără niciun mijloc de scăpare. Iar mijlocul de scăpare, când vine, vine și el singur. Vine în vremea bună și vine întotdeauna înainte de a veni ispita. Vine când ți-e bine. Mijlocul este pus de Dumnezeu înainte vreme de ceasul întunericului. El vine delicat, vine discret, e furnizat fără mare publicitate, e pus la îndemână, șoptit, Iisus ți-ar zice: roagă-te. Ăsta e mijlocul, roagă-te. Roagă-te. Mulți dintre creștinii vremurilor noastre se consideră grozavi. Ei nu pot cădea. Ei pot. Ba chiar a apărut o teologie care proclamă, care avea creștinii, cine știe ce forțe dumnezeiești, în numele cărora se ridică și calcă în picioare demoni și trântesc de pereți cu draci și fac și rezolvă și... Că ei proclamă, că ei sunt zei, că ei... Și diavolul râde. Râde cu poftă. Sensul învățăturii lui Iisus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, trebuie găsit în 3 accente. 1. Mijlocul ieșirii din ispită nu vine la pachet cu ispita. 2. Mijlocul biruirii ispitei ne este pus la îndemână înainte de a veni ispita. Și 3. Felul în care te raportezi în relația ta cu mijlocul furnizat de Dumnezeu
ție hotărăște felul în care te vei purta în relația cu ispita când va veni ceasul întunericului. Reacția ta în fața ispitei nu o decizi când a dat ispita peste tine. Atunci culegi ceea ce ai decis când ai luat o atitudine față de mijlocul lăsat de Dumnezeu. Știți care este mijlocul? Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ușor de neglijat, discret, dar eficient. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Mijlocul este pregătit de Dumnezeu. Ne este trimis acasă. Și dați-mi voie să vă spun această vreme de îndurare, de cercetare și de revărsare a Duhului peste adunarea dumneavoastră. Este o asemenea vreme. Vreme în care Dumnezeu furnizează, trimite din plin și cu bogăție mijlocul. Ascultați-mă bine. Poate că și la dumneavoastră, ca și la noi, sunt oameni mai greu de urni din loc. Toată biserica din Sibiu e în focul rugăciunii și în revărsarea Duhului, dar răzleți aici colo câte un membru în adunare. Ștaună de piatră. Ce ar trebui să facă Dumnezeu să te miște? Ce? Ce ar trebui să se întâmple ca să-ți fie și ție sufletul deschis? Experiența trecută în slujirea mea de păstor multe biserici îmi spune că pentru unii oameni Dumnezeu nu va mai face absolut nimic. E o vreme, i-a cercetat, i-a invitat, i-a chemat, i-a atins, n-au răspuns, au intrat în negura ceasului întunericului singuri și nepregătiți. Și s-au prăpădit. Să nu fie așa cu vreunul dintre noi. Să nu fie așa. Și pentru că Domnul dorește să nu fie așa, iată acest cuvânt. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ține minte, ești vulnerabil la ispită. Ceasul întunericului va amplifica slăbiciunile tale. Dar Dumnezeu a promis că nu te lasă singur. Pune la îndemână un mijloc. Iar acum e vremea mijlocului. Rugați-vă, rugați-vă. Apostolul a spus, și cu asta mergem spre partea finală a cuvântului, la dumneavoastră timpul trece iute. Vorba unui părinte bisericesc, Ioan Gură de Aur, s-a lungit odată la predică și a zis așa: când mă uit la voi cum ascultați, mi-e vine să vă tot zic. În ultimul rând, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, câteva accente practice. Ce e de făcut? Revin asupra unui gând. David nu bănuia cum se va sfârși ziua. Nu bănuia. Ce frumos a început-o. Ce stare, ce liniște sufletească. Totul a fost frumos. Deodată a apărut o configurație de factori. Odihnit, fără treabă, sătul, și că se sculase de pe pat într-o după amiază și făcuse somnul. Numai bun de aruncat în întunericul ceasului ispitirii. Gehazi a bănuit el ce se va întâmpla, dar Iosif, dar Iov. Unii au fost pregătiți, alții au fost nepregătiți. Ceasul întunericului vine când nu te gândești. Având în vedere că așa stau lucrurile, Iisus ne cere să veghem, adică să fim vigilenți. Cuvântul veghere a căpătat așa o conotație religioasă, încât nu mai suntem în stare să trecem de coaja rutinei acestui cuvânt.
Vigilență. Vigilență. Fii atent, stai de gardă, veghează, adică. Fii ca acea santinelă care stă cu pușca în mână, cu urechea ciulită, ca la orice foșnet să reacționezi înainte. Așa să te păsești. Ce e de făcut? În fiecare zi, frați și surori, să avem cu Dumnezeu părtășie în rugăciune. În fiecare zi. Și în fiecare rugăciune a dumneavoastră, din fiecare zi, gândesc aici la rugăciune din odaie, la rugăciunea prelungă, să nu uitați să spuneți: Doamne, păzește-mă de ispită. Eu nu știu, Doamne, ce s-ascunde în mine. Sunt mădulare ale firii mele păcătoase. N-am știut că sunt acolo. Eu, spre exemplu, n-am crescut cu televizor. Într-o zi m-am însurat. Și după ce m-am căsătorit, am luat o decizie cu Laura: în primul an de căsătorie televizor nu ne luăm. Și dacă vreodată ne vom lua, vom cumpăra numai dacă amândoi vom fi de acord. Fiecare are dreptul de a anula decizia celuilalt. Au trecut vreo 7 ani și apoi ne-am cumpărat. A fost o împrejurare, situație, am picat pe slăbiciuni amândoi. Direct de la adunare, într-o joi seară, ne-am dus la magazin și ne-am cumpărat televizor. Adică nu cred că e păcat să-ți cumperi televizor. Nu vreau să... Oameni, vorba fratelui Vale, că e ușor să mergi 1 kilometru în dreapta și unul în stânga, dar e mai greu să înaintezi 1 metru în față. Am pus acolo în casă. Habar n-am avut cât de vulnerabil sunt la asta. Cât de ușor mă prindea și stăteam și un ceas acolo. Habar n-am avut că din cauza lui eu sunt în stare să mă cer cu nevasta. Nu mi-am seama. Vouă vi s-a întâmplat? Ne certam de la telecomandă. Soluția? Care e soluția? Mai cumpărăm unul. Nu. Ne-am sfătuit și am spus: stop. Pare-se că această piesă e o fereastră care deschide o... care face o deschizătură în temnița poftelor noastre, care altfel stau sub control. Înapoi în temniță. Televizor în balcon, vorba fratelui Sami. Ai televizor? Am. Te uiți la el? Da. Îl pusesem într-o pătură în balcon. Și când mergeam să întind haine, îl vedeam. Uitam la el. Da. Frați dragi, există aceste vulnerabilități. Eu am dat doar un exemplu. Cu un tânăr care îl iubește mult pe Domnul Iisus, am avut în săptămâna care a trecut o conversație. Frate, nu mai pot. Ce-i baiul? Mi-a spurcat ochii. Nu pot nici cum. Pornografia îmi creează probleme. Plângea. Eu am ajuns să fac asta. Plângea. Și ani de zile, după ce m-am întors la credință, n-am avut nicio problemă. Dar în ultima lună, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Ce sunt întunericului. Cum vine? Se pe internet. Ai telefon mobil? Da. Cu internet la pe el? Da. Scoateți ochiul. Adică, renunță la telefon cu internet pe el. Da, dar nu mă descurc bine. Cine a zis că te descurci mai bine fără un ochi decât cu amândoi? Da, astea sunt chestii practice. Asociezi rugăciunea cu tăierea punților care te deschid spre câmpurile fertile pentru ispită din firea ta pământească. Tai podurile. Da. E mai ușor să renunți la internet decât să scoți un ochi. Prin
Prin ochi înțelegem fereastra ta spre lume. E internet o fereastră? Este. Fă rugăciune în rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu să te atenționeze Domnul prin Duhul câteva secunde înainte vreme, că vine ispita. Zice Pavel, dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Eu știu că este de la Dumnezeu această comunicare la nivelul Duhului. Secunde înainte de a veni ispita, Duhul te poate atenționa. Ai grijă. Așa îți vorbește Domnul. Ai grijă. Deschideți ochii bine. Vezi ce o să zici. Vezi că pe omul ăsta... Ai grijă de situația asta. Nu odată mi se întâmplă asta. Și nu e rea bănuială, ci avertizare. Într-o seară eram la institut. O zi lungă, cursuri, discuții. Era spre miezul nopții, obosit. Am deschis calculatorul să văd ce se întâmplă în lume. Și pe o pagină decentă de știri, o reclamă. Apasă aici ca să vezi cum arăta la tinerețe doamna X. Curios cum arăta asta oare la tinerețe. Apasă aici. Nu! Pasă aici! Nu! Am strigat odată în mine și am zis, Doamne, scapă-mă! Simțit în acel moment și mărturisesc acest lucru spre slava lui Dumnezeu, bucurie în mine, a venit vorbirea în alte limbi și am plâns, slăvit să fie numele Tău, Doamne! Dar oare întreb eu pe toți bărbații, fostam noi tari întotdeauna? Ce ziceți? Și te ia cu asta. Știi că te poate chiar lua dintr-o seară de rugăciune în care unii primesc botez cu Duhul Sfânt și tu să poposești în mlaștinile firii tale pământești? Dumnezeu să ne păzească. Rugați-vă prin Duhul lui Dumnezeu. Rugați-vă vorba unui frate. Și mă, e greu, dar cum faci? Mă rog în alte limbi. Mă rog Domnului, simt să mă rog în alte limbi și simt că îmi dă putere și mă ridic peste ispită. Este o cale. Fă legământ cu ochii tăi. Postește. Citește Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Nu-ți hrăni firea pământească. Vai, frate, a zis cineva, nu știu ce să mă fac. Visez numai prostii. Dar înainte să te culci la ce te uiți. Dacă în moara în minții bagi gunoi, ce credeți că iese afară, pe locul unde ar trebui să iasă făină? Gunoi măcinat, procesat și îmbogățit de propria ta contribuție nebunească. Da. Acele punți care ne deschid spre rău ar trebui închise. Și Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Această poruncă simplă, frumoasă, a Domnului Iisus, pune în fața noastră trei lucruri. E slab în fața ispitei, o ai în tine. Ceasul întunericului vine și în ceasul întunericului sunt alte legi. Ispita va fi amplificată. Dar Domnul nu te lasă singur. Te anunță. Te avertizează. Și îți trimite înainte vreme acasă echipamentul, mijlocul ca să fii biruitor. Și îți spune că mijlocul este foarte simplu și accesibil. Roagă-te ca să nu cazi în ispită. Roagă-te ca să nu cazi în ispită. Roagă-te ca să nu cazi în ispită. Asta e. Și vom birui. Iisus a spus, și asta este așa, e un backup, e așa de frumos. Petre, a zis Iisus, și eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta și ce? După ce te vei întoarce la Dumnezeu,
Da, avea pentru nevoie să se întoarcă la Dumnezeu. El care luase în seara aia cină, El care a fost lângă Iisus, El care... Na, na. Dar Iisus știa ce va veni. Și așa de frumos când El privește și în viitorul nostru și cumva asigură riscurile care vor fi în viitor și le preia și ne asigură că ne va lua și de acolo. Să-i ziceți, a spus Iisus lui Petru, că vreau să mă văd cu El în Galileea. Se încheie frumos Evanghelia cu un Petru și cu un Iisus care stau în taină vorbind unul cu altul la o masă. Pește și nu mai știu ce-a fost acolo, că am uitat. Da. Ioan 21. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și dacă cineva a căzut, rămâne această cale, harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Amin. Amin.